Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Obiectul declarației politice de astăzi, facilitarea accesului la educație vocațională a tinerilor cu nevoi speciale pentru dezvoltarea unei piețe a muncii inclusive în România. Stimate colege, stimați colegi, stadiul de dezvoltare al societății se reflectă pe lângă nivelul economic și social în modul prin care fiecare stat își tratează membrii săi cei mai vulnerabili. Acțiunile din cadrul fiecărei administrații centrale și locale trebuie să se implice mai mult și să susțină accesul la educație adaptat tinerilor cu dizabilități, cu focalizare pe învățământul vocațional și profesional. Astfel se poate asigura angajarea tuturor acelor persoane cu nevoi speciale care pot munci, oferindu-le resurse suficiente pentru o viață independentă, demnă, care stimulează participarea socială a celor care nu pot munci la un moment dat. În acest sens, avem nevoie de programe dedicate și de instrumente de monitorizare a situației copiilor și tinerilor cu CES, iar persoanelor cu dizabilități ar trebui să li se aducă mai mult decât ceea ce se întâmplă în prezent, adică să li se susțină participarea pe piața muncii în funcție de capacitatea lor funcțională și să nu fie considerate o problemă de asistență socială, ci ca un segment special al forței de muncă. În România, copiii cu dizabilități au acces la diferite forme de educație și pot fi înscriși în funcție de gradul de dizabilitate în sistemul de învățământ special sau învățământul de masă. Copiii cu deficiențe medii, cu dificultăți de învățare și tulburări de limbaj, cu tulburări socioafective sau de comportament, sunt integrați în școlile de masă unde pot beneficia de servicii educaționale și de sprijin. În acest sens, consider că trebuie să avem în vedere următoarele aspecte. Locuri speciale la licee și școli de meserii pe modelul locurilor rezervate pentru romi. Copiii cu dizabilități neuropsihice fac parte dintr-o categorie defavorizată, sistemul nu le oferă suficient personal de suport, școlile speciale nu îi pregătesc pentru viață și, deși pot avea abilități deosebite, nu au acces la învățământ de calitate și, pe cale de consecință, la integrarea pe piața muncii. Devin asistat social pe tot parcursul vieții, costând statul mult mai mult decât dacă ar deveni funcțional și cât mai independenți. Incluziunea reală, astfel încât fiecare unitate de învățământ să fie obligată să integreze între 5 și 10% copii cu CES, cât și o distribuire uniformă a personalului de suport, profesori de sprijin, logopezi, consilieri. Profesionalizarea facilitatorilor școlari, astfel încât aceștia să aibă un statut profesional și să beneficieze de o pregătire formală, completă și dedicată fiecarei deficiențe. Adaptarea programei școlare și a instrumentelor de lucru specifice fiecarei dizabilități. Training gratuit, formal, pentru stimularea cadrelor didactice care integrează în învățământul de masă copiii cu dizabilități încadrați în grad de handicap. Programe antistigmatizare în școli, astfel încât elevii cu cerințe educative speciale și cei cu dizabilități să nu mai fie discriminați în școli și nici de către colegi și nici de către cadrele didactice. Este important să se dezvolte sentimente de toleranță, înțelegere și sprijin pentru copiii cu CES. Personalul de sprijin din unitățile de învățământ vocațional și profesional să fie angajat în funcție de numărul copiilor cu CES care învață în aceste licee. Dezvoltarea infrastructurii specifice pentru elevii cu deficiențe, cum ar fi căi de acces, cabinete, facilități de recuperare. Și adoptarea în curicula de învățământ, la decizia școlii, a unor activități speciale destinate sprijinirii progresului elevilor cu nevoi educaționale speciale, cum ar fi educația remedială, programe după ore, educația inclusivă. Vă mulțumesc. Tamara Ciufu, deputat PSD Botoșani.